situația... Bună să vă fie inima, frați români, să fie suflet în toate. Așa cum vă doriți și tot sufocația cu telefoanele dumneavoastră și chiar ne bucurăm, îl aveți pe domnul Prigoană 2 ore și îl veți avea în fiecare miercuri, cum a propus, în calitatea dânsului de deputat. Nu există multe semne de întrebare, pentru că n-am auzit și eu nu fac aici, încă o dată spun, nu bag silicone în cuvintele să le umflu, n-am auzit pe nimeni zicând rău de Prigoană. Ba, din contră, o mulțime de lume, și eu am legătură cu oamenii de pe Zebră, pe trotoare, știu ce zice lumea, acolo unde e pulsul vieții și pulsul României, care spun e brici de deștept Prigoană, asta e vorba, cea mai deasă, și mereu are planuri. Cu atât mai mult cu cât în clipa de față, cu furtunile, ca să nu spunem chiar uraganele de pe planeta Pământ, se cere mai mult decât oricând oameni cu personalitate, cu deșteptăciune, cu planuri, care au probat, care au probat succesul în afaceri, cum e domnul Prigoană, și care chiar simt românește și pot face ceva cu România asta, care văd că nu scapă nici ea de furtunile astea. Domnul Prigoană va fi 2 ore la dispoziția dumneavoastră, pentru că dânsul ar trebui de ales. Eu fac prin soare că va fi ales, fără doar și poate, și bătălia în continuare este să conducă Camera Deputaților din Parlamentul României, acolo unde poate să dirigeze legi care să scoată din statutul de băltire România. Domnul Prigoană, chiar așa e, domnule, zice lumea că sunteți brici de deștept. Vorbește lumea. Bine v-am găsit, domnul Condurățeanu, la o nouă emisiune senzațională. M-am plimbat puțin prin țară săptămânile astea. Am fost și pe la Giurgiu, pe la Suceava, în zona Târgu Mureșului. Am fost mai mult prin comune și sate decât prin orașe. Și am stat de vorbă cu cetățenii. Aveți o emisiune foarte urmărită. Știu, domnul președinte. Dar stați puțin că vreau să vă spun ceva. Toată această emisiune, care realmente e foarte iubită de lume, vi se datorează, domnul Prigoană. Domnul președinte, dumneavoastră, aveți talent, ați imprimat simțirea românească și vorbirea asta pe înțelesul românului. Că de la dumneavoastră înțelege, acum vreți să vă mai spun ceva, și de la președintele Băsescu să înțelege limpede totul. Așa e, eu l-admir foarte tare. Când vorbește ceva, înțelege tot românul, domnule. Nu niște întortocheturi de-alea de nu mai știu unde e începutul și nu mai prinzi ideea. Ziceți, domnul Prigoană. Așa, și am vorbit cu lumea. Lumea un pic cam debusolată. Campania electorală care a fost făcută a fost, fiind vorba de alegeri uninominale, s-a făcut în special local propagandă electorală, nu pentru ideea de partid, pentru ideea de persoană, și lumea nu prea a înțeles nimic, pentru că toți candidații au încercat să le dea pensii, să le dea salarii mărite, să le asigure locuri de muncă, să le asigure de toate, cu totul că parlamentarii, prin legile care le fac, ei atâta fac, domnii deputați și senatori fac legi. Ei au o altă menire și până la urmă au renunțat la campania electorală normală care se face prin afișaj, poveste cu lumea, și s-au apucat să dea porci, bani. La televizor, da, erau de dădeau niște... Da, au început să cumpere voturi. Au văzut că e o problemă și au început să cumpere voturi. Acum, în anumite state de pe planetă, țări de pe planetă, nu se întâmplă chestia asta. De exemplu, America nu poți să mergi cu porcul și cu făina să-i dai să te voteze. E și interzis și nu ține la ei chestia, sau în Germania, să duci la neamț, să bați la ușă, să spui, maică, am eu un kil de ulei aici, votează-mă pe mine. Nu.
în timp și-au dat seama oamenii că ei, dacă iau un kilogram de zahăr sau de făină și votează pe omul respectiv, pe urmă 4 ani de zile au detras. Că, domnule, mi-am luat kilogramul de ulei și la revedere, asta e. Probabil și la ei pe vremuri se întâmplă chestia asta. Pe urmă s-a trecut la faza de reclamă mincinoasă. E cineva la telefon? Da, pot să intervine, că eu am timp. Deci nu, că pot să prezinte. Așa sunteți de S-au pus niște pliante în poștă de către un partid unde spune aici că... Ce, asta vine da, la căsuța... Aici... La cutia, da, la cutia poștală a pus, unde a spus că membrii PDL au furat. Sunt singurii care au furat în țara asta. Că Videanu a făcut, că Elena Udrea a dat, că nu știu ce a făcut. Scrie aici ampliant și se leagă și de mine la un moment dat că a făcut 140 de milioane din afaceri cu gunoi. Pe partea asta alta ampliantul scrie că am strâns 140 de milioane de euro din banii tăi. Așa scrie pliantul ăsta. Acum eu știu cine a făcut pliantul ăsta. L-a făcut domnul Marian Vanghelie, președintele PSD pe București. Deci e făcut al lor. E pliantul lor. Am mai văzut încă o chestie senzațională pe doamna ministru, fost ministru al învățământului, doamna Ecaterina Andronescu, pe un pliant unde scrie: meriți cele mai bune școli tu înainte de toate. Garantat, Vanghelie. Adică un cetățean al României care încă nu a reușit să termine o facultate. Deci nu discutăm cum și ce a mai făcut el cu viața asta. A terminat o școală identică cu a tovarășului Nicolae Ceaușescu, fiind cizmari amândoi, că și Vanghelie cizmar și tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost cizmar. Și dânsul garantează pentru un fost ministru al învățământului, un doctorand care titluri universitare, luată la universități celebre de pe planetă, și doamna e garantată de Vanghelie. Adică o chestie absolut senzațională. Pe tema asta eu am vrut ca să îi dau într-o emisiune în direct domnului Vanghelie această carte. Am cumpărat de la Târgu de Carte. Nu cred că știe dânsul ce înseamnă Târg de Carte. Înseamnă un loc unde se adună multe edituri ca să-și prezinte produsele și noile tipărituri ale anului în curs, noile ediții de carte, și am găsit o carte foarte interesantă pe care am să-i o trimit. Se numește Limba Română pentru Străini. Pentru că domnul Vanghelie are mari probleme și lacune și dacă tot vrea să o garanteze pe o fostă ministră a învățământului, ar trebui să pună mâna să citească puțin și să nu mai facă afirmații, pentru că ține de limba română expresia prigoana strânsă 140 de milioane de euro. Păi domnul Vanghelie, nu ai cum să strângi. Că economisești, investești sau folosești orice, strânsul ăsta se folosește de obicei la recoltă. Strângi recolta, strângi cu ușa, strângi cum vrei, dar nu strângi bani. Banii nu se strâng. Chiar 140 de milioane, cum spuneți dumneavoastră, mi-aș fi dorit să am sumele astea strânse, dar nu s-a întâmplat. Nu vreau să mă justific în fața domnului Vanghelie, că nu e cazul. Nu e dânsul un organ de control. Dar dânsul nu candidează și îl văd peste tot. Deci el garantează, el face, el să-ți bate, mă rog, ca șef al PSD București, cu totul că sunt surprins că bucureștenii n-au găsit un alt șef la partidul lor decât un cizmar, dar mă rog, e problema dânșilor. Deci cam atât am avut de comentat în legătură cu ceea ce minte PSD-ul, ținând cont că au furat și sloganul campaniei PDL-ului, ținând cont că au furat și Sidex-ul și Petromul. Domnul fost prim-ministru Adrian Năstase e unul dintre cei care au instrumentat povestea cu Petromu. Am săpat eu mai adânc și am descoperit. Chiar și povestea cu Petromidia e tot opera PSD-ului, tot în vremea și în epoca PSD-ului se întâmpla. Și cam tot ce s-a întâmplat major rău în țara asta s-a întâmplat în epoca PSD-ului. Și să nu uităm un singur lucru, domne, că este greșit să spui că românul cel de fiecare zi n-are de-a face cu Petromidia. Păi Petromidia s-a făcut prin o bucățică de sărăcire a fiecărui român. Și Petromidia, și Petromul, și Sidexul Galați, și Casa Poporului, și toate marile investiții din țara asta, tot